Așadar, sunteți la cursul de construcții mod de gândire în anul întâi, semestrul 1. Cred că deja cu o parte dintre voi ne-am întâlnit luni, cel puțin grupa 3105, și ați aflat câteva informații despre ce vom face împreună pe parcursul celor 14 săptămâni din semestrul 1. E bine, voi fiind la Facultatea de Construcții, fiind în anul întâi, era nevoie ca un curs, o disciplină să fie dedicată acestei specializări, acestui domeniu al ingineriei civile. Și evident că nu a existat dintotdeauna un astfel de curs și nu au fost puse neapărat ca priorități explicarea, să zicem, zona practică a unor detalii, să explicăm terminologia structurilor, a clădirilor sau să încercăm să răspundem, că voi vedeți în jurul vostru, chiar locuiți în niște clădiri, treceți pe poduri, da? Să vă puneți întrebarea de ce stau și nu se prăbușesc. Ei bine, eu ca fost student, prin 2001 eram, cum sunteți voi acum, în anul întâi și în acel moment, la distanță de câteva luni, după ce am început facultatea, fiind prezent la diverse cursuri, am observat că e nevoie de o altă abordare. Deci, pentru a înțelege mai bine anumite fenomene, că dacă îți prezintă cineva termenul de grindă, în afară de faptul că ți-o arată și aceea este pe structură, deci o vezi, e vizuală, ai vrea parcă să știi mai mult despre ea, ca să o înțelegi mai bine. Da? Și atunci, plecând de la gândul acela de student, în care făceam așa un joc de rol, spuneam, dacă aș fi și eu profesor, eu aș aborda lucrurile un pic altfel și aș pune accent pe partea practică. Plecând de la acel gând, au trecut 13-14 ani, eu am absolvit secția CCIA, adică Construcții Civile, Industriale și Agricole, și am urmat și un program de doctorat și un postdoctorat și master, în fine, și am ales să rămân în domeniul universitar, să predau studenților, să împărtășesc cunoștințele mele. Și atunci am reușit să inovez, să creez acest curs nou, care se numește Construcții în mod de gândire, și care din 2015 se predă la Facultatea de Construcții din Iași. Da? Deci doar la facultatea aceasta și felicitări vouă că ați ales Iașiul. Și o să vedeți că e foarte interesant. Pun foarte mult accent pe comparații cu fenomenele fizice, deci le explicăm teoretic și observăm și practic. Concret. Deci dacă asta este clădirea, aici sunt fundațiile, adică partea din teren pe care noi nu o vedem și pe care stă toată construcția, și pe care nu o veți vedea aproape deloc în exploatare, când ea deja este îmbrăcată în fațade, aveți ferestre, pereți și așa mai departe, nu veți vedea structura. Da? În interiorul clădirii în care voi locuiți acum nu puteți să vedeți această structură. Dar la un șantier care se află în execuție, la care se lucrează, veți putea vedea cum se construiesc stâlpii, apoi grinzile, acestea orizontale, apoi planșeul și tot așa până când construcția este gata. Da? Așadar, ca să înțelegeți rolul fiecărui element dintr-un astfel de ansamblu de structură și ca să înțelegeți ce rol joacă atât elementul cât și structura pe ansamblu, pentru că toate elementele sunt conectate între ele, E foarte important să știți rând pe rând fiecare bucățică, da, dintr-o astfel de structură. Și o să discutăm pe rând. Prima dată o să vorbim de stâlpi, apoi de grinzi, o să vorbim despre tiranți, o să vorbim despre grinzi cu zăbrele, despre arce, despre cabluri. Da? Sunt în total 6 elemente de bază pe care o să le prezint. Uitați, aici are și scări, da? Clădirea asta. Și e foarte important să înțelegeți ce se întâmplă cu fiecare element,
ca fenomen fizic, ca și comportare, cum este el conceput în funcție de cum este acționat, cum este solicitat, cum trebuie să se comporte și să nu cedeze în condițiile în care acela va fi parte dintr-o structură și va fi, deci, utilizată. O să vină zăpadă, o să vină cutremur, deci toate aceste acțiuni trebuie să fie preluate în cea mai bună siguranță posibilă de către fiecare element în parte și de către toată structura în ansamblu. Deja am introdus niște termeni noi pentru unii dintre dumneavoastră. Poate unii mai cunosc ce este aceea grindă, ce este acela un stâlp, dar majoritatea nu aveți încă acest limbaj cunoscut, familiar, da? Nu este la îndemâna tuturor să discute cu astfel de termeni. Așadar, construcții, mod de gândire, cursul acesta are rolul de a vă face vouă un transfer de cunoștințe și o trecere de la nivelul la care ați ajuns acum în anul întâi către următoarele discipline, care sunt discipline de calcul, da? Aici vom pune foarte mult accent pe aplicații practice, pe discutarea fenomenelor fizice și să înțelegeți, să vedeți concret cum se întâmplă cu ele. Spre exemplu, dacă vorbim de această grindă și o vede toată lumea, mă rog, este acest element care, vedeți, are niște riduri, dar când vorbim de grindă, grinda este, să spunem, sprijinită pe două reazeme, așa. Dacă asupra grinzii acționează o încărcare, hai să spunem că e ca un pod. Am adus ceva aici. Da? Și pe acest pod, da, o să circule, nu, să spunem, un tren. Ce se întâmplă cu grinda aceea, cu podul? Se deformează. Ca fenomen fizic vizibil, da, este această deformare. Dar ca efort care apare în interior, spunem despre grindă că este încovoiată. Da? Încovoierea, da? Deci practic este un efort care apare în elementul de tip grindă, care este element orizontal. Deja vedeți niște noutăți în ale limbajului structurilor. Și la fel o să vorbim despre stâlpi când elementele sunt verticale și dacă asupra acestei acționează o greutate, stâlpul se va comprima, spunem noi, pentru că are tendința să se scurteze. Observați, da? Acesta s-a scurtat. La fel când vorbim despre tiranți. Tirantul este elementul solicitat la întindere. Deci de acesta se trage, apare un efort de întindere și el are tendința să se alungească. Ok, și o să continuăm cu arce, cu cabluri la poduri suspendate, după aceea o să vorbim despre zgârie nori, despre poduri cu grinzi, cu zăprele și așa mai departe. Pe tot parcursul semestrului o să luăm bucățică cu bucățică din taina aceasta a construcțiilor și o să înțelegeți ce înseamnă ingineria construcțiilor, cum se construia în antichitate și în zilele noastre, în zilele moderne sau în ultimii 200 de ani, cât de mult au evoluat construcțiile și sistemele constructive, astfel încât avem performanțe uluitoare. Clădiri zgârie nori de peste 800 de metri înălțime, poduri cu deschideri foarte mari de peste 1-2 km și așa mai departe. Ok, pare interesant. Dacă da, faceți și voi câte reacții acolo aveți la dispoziție. Așa, mulțumesc. Și o să deschid acum din nou ecranul și trecem prin câteva slide-uri ca să observați ce v-am pregătit. Da, imediat. Share screen și avem aici acesta. Share. Bun, despre mine, sunt absolvent al acestei facultăți, am absolvit în 2006 specializarea de construcții civile, industriale și agricole, CCIA. Apoi am urmat un program de master în reabilitarea și creșterea siguranței construcțiilor, pe care vi-l recomand cu toată încrederea când veți termina facultatea. Apoi
Am urmat un program de doctorat între 2006 și 2009, unde la fel m-am ocupat de cercetarea arcelor și bolților din ziderie și o să vă prezint prin următoarele cursuri, o să vă prezint câteva informații și înregistrări din acel moment. De asemenea, am urmat și un program de postdoctorat de încă 3 ani, între 2011 și 2013. Am făcut foarte multe încercări pe platforma seismică. De asemenea, am avut și o bogată experiență de proiectare structurală în privat, pentru că un inginer absolvent de facultate de construcții poate să profeseze în foarte multe domenii și are foarte multe oportunități. Așadar, am ales ulterior să continui cariera universitară și să predau cunoștințele mele altor generații de viitori ingineri. Și îmi face foarte mare plăcere, bineînțeles că era mult mai interesant să fie clasa aici plină, după cum observați, eu sunt în sala de clasă, dar așa cât pot și cât am reușit să mă și pregătesc să vă transmit așa online aceste informații, o să vedeți că o să fie interesant. Disciplina construcție, mod de gândire ca scurt istoric, cred că mai pică uneori conexiunea la mine, dar sper să-și revină. Disciplina aceasta construcție, mod de gândire nu a existat dintotdeauna. Ea a fost cumva, dacă vreți, rodul gândirii mele ca fost student prin anii 2001-2002, când am ajuns și eu la Facultatea de Construcții, am simțit nevoia să înțeleg mai bine anumite aspecte și doar prin simpla prezentare cu anumite desene, cu teorie pe tablă, da, nu era suficient și am zis că e nevoie de mai mult. Hai să încercăm să facem ceva practic. Să avem niște lucrări practice în care facem experimente, în care încercăm elemente și la fel la curs să prezentăm cât mai multe fenomene la modul concret. Da? Cum se manifestă, ce se întâmplă cu un element când este solicitat și exemplul pe care vi l-am dat mai devreme. Ok, și mai târziu, după 13-14 ani, când am ajuns și eu să am posibilitatea să inițiez și să inovez în zona didactică a facultății noastre, am propus acest curs introductiv la anul întâi, unde discutăm concret despre construcții și despre construcții civile și despre poduri, să înțelegeți conceptele. E foarte important să înțelegeți mai întâi conceptele, principiile și apoi să le corelați cu elementele de calcul pe care le întâlniți la celelalte discipline, inclusiv la matematică, la fizică, la mecanică, toate cele instrumente să le puteți aplica pentru structurile de construcții, să le puteți proiecta după ce veți absolvi facultatea. Sau, evident, să le urmăriți în proiecte și să le realizați fizic, să le puneți în execuție, să capete contur. Am scris și câteva articole legate de diverse cercetări, dar mai multe, sigur, dacă vreți să aflați mai multe despre mine, Google este un bun instrument, așa că vă invit acolo. Acelea în care mă vedeți, structurile acelea metalice, sunt chiar parte din proiectele pe care eu le-am realizat și au dimensiuni impresionante de 30 de metri deschidere. Am proiectat și blocuri cu înălțime de până la 30 de metri, undeva la P+10, în zona seismică Vrancea, cred că ați auzit de asta. Ok, și o să continui acum cu elementele. Mai era un mesaj de la voi, dar nu l-am observat. Da, ok, super. Acum, legat de cât valorează fiecare activitate din ceea ce v-am spus eu, cursul care se desfășoară săptămânal pe parcursul celor 14 săptămâni vă oferă vouă, deci, informații teoretice. În urma desfășurării acestei activități, eu va trebui să evaluez nivelul vostru de cunoștințe, cât ați putut
asimila și cât ați înțeles voi, printr-un chestionar grilă, da, care se desfășoară într-o anumită durată în sesiune. Cel mai probabil o să se desfășoare de asemenea tot online. Fiecare o să aibă chestionarul propriu, da, și veți răspunde la o serie de întrebări legate de curs. Adică vă uitați la o imagine și puteți să spuneți acolo ceea ce vedeți. Eu, evaluând aceste cunoștințe, veți avea un maxim posibil de 60% din nota finală. Ulterior, se mai adună 40% din activitatea practică. Cu o parte din voi m-am întâlnit săptămâna aceasta la laborator, unde ați văzut că avem de făcut diverse lucrări practice, veți construi niște elemente, le veți testa și în urma acestor activități veți mai obține 40%, adică 4 puncte. Sunt 3 activități, primele două valorează câte un punct și următoarea, ultima, care este cea mai mare și ca învergură, valorează 2 puncte. În total aveți 2 credite din cele 60 de credite pe tot anul de studiu, da, și se adună. Ca și timp de studiu, fiecare credit înseamnă cam 30 de ore de studiu pe semestru, adică exact ceea ce facem noi la facultate. Aici sunt câteva obiective ale cursului, nu o să le trec pe toate în revistă, o să le mai puteți citi și voi eventual în prezentarea scrisă. Da, ceea ce am vorbit despre materiale, de asemenea puteți să găsiți în diverse alte cărți, în bibliotecă virtuală, digitală, orice alte materiale vă sunt vouă utile în a vă îmbogăți cunoașterea, e liber să le folosiți. De asemenea, dacă nu ați reușit și vă invit, am scris acolo, există și o pagină de Facebook a cursului nostru, se cheamă Construcții Mod de Gândire, exact așa, și de asemenea un grup de Facebook, unde sunt peste 950 de studenți din ultimii 5 ani. Și acest grup este dedicat studenților din anul întâi, unde prezentăm diverse materiale sau informații sau anunțuri, dar o să vă fie destul de utile. Această cale de comunicare nu este la fel ca și celelalte, de aceea o folosim. E, dacă vreți, o familie a studenților care au trecut prin cursul acesta. Și vă invit și pe voi să aderați la acel grup și o să vă dau un accept. Ce vom face practic în fiecare săptămână? În săptămâna 1, adică astăzi, este un curs introductiv. Practic ne fixăm majoritatea activităților. O să vedeți în continuare și câteva detalii despre cele mai vechi construcții, cum a început evoluția structurilor, da, de-a lungul istoriei. Apoi, în săptămâna viitoare, aici vedeți niște notații, că e foarte important, toate sunt importante, dar încercați să vă prioritizați astfel încât să ajungeți la fiecare curs. O să vorbim în săptămâna 3 despre tensiuni, despre rezistențe, despre structuri și echilibru forțelor, care sunt principiile, despre materiale, o să trecem în revistă. Apoi câteva detalii despre proiectarea construcțiilor moderne. În săptămâna 6-7 vom vorbi despre construcțiile pe orizontală, pe verticală, arce, cabluri, poduri la clădiri și așa mai departe. Și în final o să vedeți prin săptămâna 11-12, când voi deja cunoașteți foarte bine majoritatea aspectelor, o să avem niște cursuri cum ar fi bătălia zgrienorilor, să vedeți cum au pornit de la primul bloc de parter și 3 etaje până la Burj Khalifa, cel din zilele noastre. Și în final o să facem și niște prezentări cu diverse erori, că au fost și astfel de erori de-a lungul istoriei și e bine să învățăm din acestea. Ok, da, aici e punctajul, vi l-am povestit deja, nu are sens să mai insistăm. Adresa mea de e-mail o aveți deja și pe cea de instituție. O să încep și aș vrea să-mi spuneți eventual în chat dacă se aude, dacă nu, trebuie să fac eu o altă setare aici.
Urmează o mică prezentare video de câteva minute și o să încercăm acum. V-ați oprit vreodată ca să admirați varietatea enormă de clădiri și structuri pe care le vedem peste tot în jurul nostru? De ce presupunem că locuințele stau în picioare, iar podurile nu se prăbușesc? Răspunsul poate fi găsit în munca unui inginer constructor. Ca profesioniști foarte bine pregătiți, aceștia colaborează cu arhitecții, inginerii de instalații sau cu cei care execută lucrările și beneficiarii. Se asigură că tot ceea ce au proiectat și construit este rezistent și suportă toate acțiunile mediului înconjurător. Uneori, inginerii constructori se ocupă cu îmbunătățirea lumii înconjurătoare și am putea spune că practic sunt un fel de gardieni ai siguranței construcțiilor. Provocările cu care se confruntă de-a lungul profesiei sunt diverse, necesită creativitate și abilități specifice pentru a rezolva problemele. Proiectanții construcțiilor sunt cei care problematizează, concep și oferă soluții, ținând cont de toate condițiile extreme ale naturii, precum zăpada abundentă sau furtunile puternice. Ei sunt specialiștii care studiază și creează structuri rezistente la acțiunile cutremurelor din zonele seismice. Tot ei sunt cei care rezolvă problemele în diverse situații de dezastre naturale și ajută la reconstrucția societății și reîntoarcerea la viața normală. Inginerii constructori se pot specializa de asemenea în reabilitarea construcțiilor vechi, a conservării celor cu valoare istorică pentru a le crește durata de viață și a le menține în exploatare, respectând exigențele moderne de proiectare. Totodată, inginerii constructori pot fi și experți structuriști, adică acei specialiști care investighează de ce unele structuri s-au prăbușit. În vremurile noastre, inginerii constructori se confruntă tot mai mult și cu problemele cauzate de schimbările climatice, cum sunt temperaturile sau furtunile extreme. Sustenabilitatea este de asemenea un criteriu important și în continuă creștere. Noi reguli de proiectare sunt necesare și impun identificarea unor soluții sau materiale de construcții noi pentru a crea, de exemplu, clădiri verzi care să fie la fel de rezistente și sigure. Inginerii constructori sunt responsabili pentru unele dintre cele mai inovative concepte, proiecte și forme. Aceștia au capacitatea de a dezvolta noi tehnologii și soluții constructive pentru a crea structuri extraordinare care cu adevărat au schimbat și vor schimba lumea. Dar munca inginerului constructor nu este bazată doar pe problemele profesionale. Aceștia au un impact considerabil chiar și în viețile oamenilor. Atunci când, de exemplu, cumperi sau repari o casă, te poate costa foarte mult, însă, dacă vei consulta un inginer specialist, poți economisi. Aceștia pot identifica din timp problemele, pot oferi soluțiile cele mai potrivite și se asigură că sunt respectate toate condițiile legale și de calitate. De asemenea, pot verifica integritatea și siguranța construcției pentru a nu avea surprize neplăcute mai târziu. Așa că, data viitoare, când te vei afla la etajul 10 sau 50 al unei clădiri, traversezi un pod sau doar treci prin oraș, oprește-te și gândește-te la cât de multe se datorează talentului și abilităților unui inginer constructor. Ok, sper că vă bucurați că ați ales facultatea de construcții. Clipul acesta, tocmai asta are menirea să vă explice, să vă prezinte așa pe scurt cam care e rolul inginerului și cu ce va trebui să vă ocupați voi. Mai departe, sper că s-a auzit, da? A fost ok sunetul, video 90% poate bun. Dați o notă acolo de la 1 la 10 pentru audio și video. Ia să văd. Ok, super, bravo, mă bucur. Mai avem încă două astfel de clipuri. Următorul o să fie despre, ia să vedem, imediat. Așa, partea 2. Ce abilități sunt necesare inginerului constructor sau, mă rog, instalator, dacă vorbim de cei de la instalații. La fel, o scurtă prezentare cu ce abilități sunt necesare ca să știți voi să vi le antrenați. Da? E foarte important și să puneți accent pe acestea. Ingineria civilă este așadar acel domeniu al ingineriei care se ocupă cu proiectarea și realizarea diverselor construcții. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au avut nevoie, pe lângă hrană și îmbrăcăminte, de adăposturi și mai târziu de drumuri și poduri.
Dezvoltarea comunităților și prosperitatea oamenilor au făcut posibile realizarea unor construcții cu adevărat impresionante de-a lungul istoriei. La început, oamenii construiau doar pe baze empirice, experimentând, dar, odată cu dezvoltarea științelor, cum este mecanica sau matematica, a apărut și știința ingineriei. Aceasta presupune utilizarea instrumentelor teoretice pentru a proiecta și verifica ceva ce va exista în viitor. Totul poate fi realizat cu o predicție clară asupra siguranței, rezistenței structurale, a costurilor sau resurselor implicate. În trecut, construcțiile erau realizate cu forță de muncă numeroasă, fără a se ține cont de costuri sau materiale. În prezent, acest lucru nu mai este posibil. De aceea, inginerii constructori joacă un rol foarte important și sunt pregătiți special pentru a rezolva cât mai bine toate problemele construcțiilor. În lumea de azi, care este extrem de competitivă, absolvenții de inginerie civilă vor constata că au foarte multe opțiuni după terminarea facultății. Cei care se gândesc să aleagă o facultate și iau în calcul ingineria civilă, este bine să știe din timp care sunt abilitățile cel mai folosite în acest domeniu. Baza pe care se construiește în domeniul ingineriei civile este fără îndoială o bună cunoaștere și înțelegere a științei. Evident că fără matematică nu se prea poate. Principiile matematicii sunt instrumente absolut necesare și aplicabile zi de zi în activitățile unui inginer constructor. Cu toate acestea, trebuie să știi că nu vei fi student la facultatea de matematică, ci că vei aprofunda doar atât cât are nevoie un inginer constructor. Pe de altă parte, indiferent de poziție, inginerii de la toate nivelurile trebuie să poată comunica eficient prin mesaje și rapoarte scrise, într-un mod cât mai clar și concis. Deseori aceștia trebuie să colaboreze și cu alți profesioniști din diverse medii profesionale sau sociale. De multe ori se vor adresa unor persoane care nu au cunoștințe tehnice în inginerie, de aceea trebuie să comunice pe înțelesul tuturor. Un instrument foarte util în exprimarea inginerilor este reprezentarea grafică prin schițe libere sau desene tehnice care conțin planuri ale construcțiilor sau diferite detalii de construcție. Abilitățile de comunicare orală reprezintă un alt criteriu important pentru viitorii ingineri. Aceasta implică posibilitatea de a asculta clienții, oficialii, membrii echipei și alți lucrători calificați pentru a înțelege problemele și solicitările în mod eficient. Abilitățile de vorbire sunt de asemenea necesare atunci când trebuie explicate diverse informații tehnice complexe pentru a fi înțelese cu ușurință. De leadership-ul unui inginer responsabil de proiect sau buna organizare a resurselor implicate depinde în mare măsură rezultatele unui proiect de construcție. Prin urmare, este foarte importantă abilitatea de a lucra în echipă, dar și supravegherea și motivarea membrilor echipei. Aptitudinile analitice sunt absolut vitale. Pe parcursul diferitelor etape ale unui proiect, inginerii vor întâlni o serie de variabile care vor influența rezultatul sau evoluția unui proiect. Acest lucru presupune ca inginerii să-și valorifice foarte bine abilitățile, educația și experiența pentru a găsi cele mai adecvate soluții. Inginerii constructori trebuie să aibă încredere în sine și în echipa lor pentru a lua cele mai bune decizii. Sunt lideri urmați de ceilalți, de aceea nu prea este loc de greșeli. Cu toate acestea, atunci când se fac greșeli, ar trebui să își asume responsabilitatea, să învețe ce a mers prost și să ghideze proiectul pe calea cea bună. Ok, am văzut și partea aceasta și mai departe. Ce o să faceți efectiv pe parcursul facultății, da? E bine să știți de pe acum. Așa, ia să vedem. Următoarea parte a treia. Cum se pregătesc așadar studenții la facultate? Vreți să aflați? Ia să văd. Cine vrea? Ok. O să fie de muncă. E adevărat că, na, pentru a obține rezultate trebuie să și muncești. E important să faceți cu plăcere lucrul acesta. De aproape 80 de ani, Facultatea de Construcții și Instalații din Iași a pregătit generații întregi de ingineri constructori care au schimbat fața României și au contribuit la mari proiecte de structuri. Este o mare satisfacție atunci când vezi rezultatele muncii tale în mărime naturală, cum e o clădire sau un pod, care vor fi admirate de generații întregi și vor exista mult timp chiar și după ce nu vei mai fi tu.
Ca fost student care am ales ingineria civilă și actual profesor la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, sunt foarte bucuros să împărtășesc cunoștințele și experiențele personale cu noile generații de studenți. Înțelegerea din timp și cât mai clară a ceea ce înseamnă ingineria civilă, ori a ceea ce se studiază în timpul facultății, va reprezenta un mare avantaj pentru viitorii studenți care mă ascultă acum. La facultate, studenții sunt pregătiți pentru toate aspectele ce țin de ingineria civilă. Programele de studiu presupun participare la cursuri, seminarii sau proiecte și activități practice. Aici sunt prezentate conceptele, principiile sau fenomenele specifice construcțiilor. Experimentele din laboratoare sau stagiile de practică sunt la fel de importante și oferă o mai bună înțelegere a noțiunilor teoretice. În primii 2 ani, studenții vor beneficia de o pregătire de bază la discipline comune cum sunt mecanica, fizica, matematica sau chimia, dar și la unele discipline specifice cum ar fi construcții, mod de gândire, materiale de construcții, elemente de arhitectură, desen tehnic sau rezistența materialelor și statică. La sfârșitul anului 2, studenții vor putea să aleagă una din specializările construcții civile, industriale și agricole sau căi ferate, drumuri și poduri. Din anul 3, la fiecare specializare, se studiază discipline de profil specifice fiecărui tip de construcție, sistem structural sau material. Astfel, studenții vor învăța cum se proiectează structurile din beton armat, cele din metal, lemn sau zidărie și vor realiza concret proiecte tehnice pentru aceste tipuri de structuri. Vor studia efectul diverselor tipuri de acțiuni și vor învăța cum să proiecteze construcții sigure în zone seismice sau cum să facă față acțiunii zăpezii, vântului sau incendiilor. Totodată, sunt pregătiți cu cele mai recente soluții și instrumente tehnologice. Învață cum să organizeze șantierele și lucrările de execuție sau să evalueze costurile economice. La finalul anului 3, studenții au o perioadă de practică unde vor putea experimenta cunoștințele direct pe șantiere. Pot participa la diferite lucrări de execuție și etape decizionale sub îndrumarea unor ingineri experimentați. După fiecare 14 săptămâni de predare, la sfârșitul semestrului, studenții au o sesiune de examene de 3 săptămâni. Cunoștințele sunt verificate prin diferite forme de examinare scrisă, în format digital sau pe bază de interviu. La sfârșitul anului 4, studenții vor elabora un proiect de diplomă, adică un proiect tehnic al unei construcții, sub îndrumarea unui profesor și îl vor susține în fața unei comisii. Pe baza acestei ultime verificări, absolventul obține diploma de inginer care îi conferă toate drepturile de a profesa pe teritoriul României, dar și a altor state din lume. După absolvire, se pot continua studiile la programele de masterat din cadrul facultății sau, cei care doresc, se pot angaja în diverse companii. Evident că pe lângă toate cursurile și proiectele din programele de studiu, există o multitudine de alte activități frumoase, proiecte civice, educaționale sau competiții științifice, la care studenții pot participa alături de profesori și alți colegi, cum sunt concursul internațional de poduri din metal, competiția de grinzi cu zăbrele din carton sau pot pleca în vizite de studiu prin țară ori străinătate. Ok, și cam asta a fost, să spunem, ultima parte despre ce veți face la facultate. Și în continuare o să pornim concret la drumul cursurilor de construcții mod de gândire. Înainte de pauză, o să vă prezint câte ceva despre rolul construcțiilor. Unde situăm noi clădirile, construcțiile în general față de nevoile pe care le au oamenii. Ne uităm la această imagine, da? Și avem cele trei direcții. Avem nevoie de hrană, noi ca oameni, da? Avem nevoie de hrană, de îmbrăcăminte și nu în ultimul rând de un adăpost, da? În care să putem să fim protejați de intemperii, de tot ce apare în mediul înconjurător. Ei bine, nu dintotdeauna oamenii au avut prioritățile acestea. Mai întâi, evident, aveau nevoie de hrană. Mai târziu au început să apară și problemele îmbrăcăminții, da? Să-și procure, sau mă rog, din blănuri să-și realizeze haine. Și adăposturi pentru termen foarte lung nu își puneau problema pentru că trebuiau să
merg, și aici vorbim de oamenii preistorici, evident, trebuia să meargă să caute hrană. Și acolo unde găseau hrană, să vâneze, să culeagă de prin pădure, acolo locuiau. Și unde locuiau? Păi mai găseau câte o peșteră sau își construiau după aceea niște adăposturi din nuiele, din crenci, da? Și o să vedeți că practic cam de aici au început lucrurile înspre a construi. Așadar, clădirile sau adăpostul, da? Acestea fac parte din necesitățile de bază, necesitățile importante ale omului, alături de hrană și îmbrăcăminte. După ce ne-am realizat adăposturile, da, și am evoluat ca societate, evident că a fost nevoie să circulăm, să avem mobilitate, să putem ajunge dintr-un oraș în alt oraș, să facem comerț, să călătorim la rude, să căutăm un loc de muncă, pentru că asta înseamnă umanitatea și societatea. Iar pentru aceste nevoi, evident, am avut nevoie de infrastructură și avem în continuare nevoie de căi de comunicații, de tip drumuri, șosele, autostrăzi, da, sau căi ferate. Și nu în ultimul rând, poduri. Mai găsim și tuneluri, da, pentru că acestea sunt părți din infrastructura de comunicații. În această privință, ca o paranteză, țara noastră, România, încă este la un nivel subdezvoltat. Da? Comparativ cu celelalte state europene, noi și ca țară membra Uniunii Europene, încă nu avem dezvoltată rețeaua de autostrăzi, nu mai spun de căi ferate, unde de mai bine de 30 de ani nu s-au mai construit tronsoane noi de cale ferată, ceea ce e foarte trist, evident. Deci pregătim specialiști, inginerii au ce să facă, au nevoie să aplice cunoștințele, deci pot oferi competență, da, și profesionalism, dar din păcate nu avem aceste investiții publice, care sigur sunt foarte costisitoare, sunt foarte mari și nu le pot face privații, antreprenorii. Deci trebuie să vină, să spunem, autoritatea centrală, locală, regională, cu fonduri europene eventual și să se realizeze aceste investiții. De aceea și ca societate, noi, dincolo de rolul pe care îl avem, să spunem, voi studenți, eu profesor, dincolo de toată asta, ne dorim, da, ca membrii ai acestei regiuni să beneficiem într-o zi, care sper să nu fie foarte îndepărtată, de aceste investiții. Deci voi, ca perspectivă, după ce veți termina în următorii 4 ani, sperăm deja să existe niște investiții concrete în teren privind autostrăzile și, hai, de ce nu, și căile ferate. De ce? Pentru că dacă ai o rețea de infrastructură bine pusă la punct, poți călători, oamenii pot să locuiască, dacă sunteți din Vaslui unii, puteți să stați la Vaslui și în jumătate de oră ajungi la Iași. Da? Aici poți să lucrezi, te întorci seara acasă, faci naveta, dar într-un timp rezonabil. Și iei un salariu bun la Iași, da? Te duci acasă la Vaslui. E, sau invers, poți să te duci la Botoșani sau la Pașcani sau la Roman. Dacă ai circulația aceasta rapidă, cum este în țările dezvoltate, vorbim de Japonia, Anglia, mai aproape de noi, Germania și așa mai departe. Deci toate astea sunt viitorul către care și noi ca țară aici, da, să ne dorim să ajungem. Așadar, va fi de treabă și dincolo de, adică să nu vă duceți toți la CFDP, nu, ăsta era îndemnul, dincolo de realizarea de drumuri, o să, băi, sper că m-au zis, da, eu sper că n-am vorbit degeaba. Că nu mi-arată aici, da? Un semn de la voi. Ah, ok, mersi. Așa, o să se construiască și clădiri. Va fi nevoie de case, de locuit, de blocuri, de hale pentru producție, pentru că dacă ai autostrăzi, automat vor apare și alte investiții private. Oamenii vor dori să se așeze în acele orașe și să se dezvolte cât mai mult, astfel încât profesioniștii, ingineri, constructori să aibă foarte mult de treabă. Deci, bineînțeles, și un respect pentru profesia voastră și un stimul financiar pe măsură. Ok, hai să luăm pauză până pe la fix și ne reauzim după aceea. E ok? O să discut acum despre
sistemul structural, despre cum puteți înțelege voi structura, pentru că ceea ce face ca o clădire sau chiar și un pod să existe, da, să stea în picioare, este structura de rezistență. Și aici aveți în acest slide, îl vedeți cu toții, da, un corp uman. Fiecare își cunoaște propriul corp, da, și știe că, am învățat și la anatomie, nu? Avem un sistem osos. E, bine, acela este sistemul nostru structural, adică scheletul. Elementele, componente ale acestui schelet, peste 200 de oase, fiecare are câte o funcțiune. Și o să vedeți într-un clip mai departe, foarte frumos prezentat funcțiunea fiecărui os, din punct de vedere mecanic. Și nu întâmplător, fiecare element are o anumită proiectare sau o anumită conformare geometrică. O să vedeți că sunt foarte interesante. Ei bine, la fel, o structură de construcție, și aveți acolo acele imagini în partea dreaptă, da, se compune la fel din elemente structurale. Avem stâlpul acesta central, da, observați, așa, și apoi arborescent, elemente exact ca la un copac, da? Din ce în ce mai subțiri, fiecare fiind solicitat într-un anumit mod. Totul se aseamănă foarte mult cu structura. Not many people have the chance to study a real human skeleton. In this video, we examine some beautiful human bones from a teaching kit. You will have a chance to learn about their distinctive geometries, functions, and load-carrying features. Let's start by looking at the human hand. It consists of 27 bones. This first group of 8 individually named bones are collectively known as the carpals, and they allow the wrist to move and absorb impact. Next, 5 metacarpals form the paddle-shaped portion of the hand. And finally, we have the 14 phalanges with their flexible joints. These joints allow our fingers to produce movements that are both accurate and exquisite. Next, let's consider the feet. Each contains 26 bones, similar to those in the hand, but structured for strength rather than flexibility. Again, the bones fall into 3 categories, called tarsals, metatarsals, and phalanges. The uppermost tarsal, called the talus, makes contact with 2 long bones in the lower leg, the tibia and fibula, forming the ankle joint. Notice how these long bones wrap around the sides of the talus to produce a joint that is strong and stable. Like all joints, its motion is controlled by a set of ligaments. Only the tibia extends all the way up to the knee, the largest and most complex joint in the body. The patella, or kneecap, found at this joint, improves the leverage of the quadriceps muscles that extend the knee. Next, we have the femur, the largest and strongest bone in the body, and all by itself it carries the forces in your leg from the knee to the hip. During each step that you take, and during many other activities, it carries compressive loads that are several times your body weight. It can also be called on to carry high bending and high torsion loads. Engineers who study mechanics know that the most efficient structural shape for carrying this combination of loads is a hollow circular tube. And that is exactly the cross-sectional shape of a femur. The ends of the femur carry a range of different contact loads depending on joint position and activity. What do you think would be a good structural design for these areas? You might want to pause the video and give this some thought. Would you like to see the internal structure of a real human femur? Well, it looks like this. Notice the thin, strong surface that exists where the contact forces act, and the porous structure that supports it from beneath. We call this porous bone cancellous, or spongy bone,
and the dense bone that covers the surface of the bone is called cortical or compact bone. No space is wasted in the body, and the hollow cavities in long bones, like this femur, are filled with marrow. If you look carefully, you can even see the small holes through which blood vessels entered and exited this bone. The bones of the upper limb are called the radius, ulna, and humerus. And, as you can see, they have many structural features in common with the bones of the lower limb. The limbs attach to the torso through ball and socket joints at the hip and shoulder. At the hip, the socket side of the joint sits deeply into the pelvis, a strong and highly stable structural system. It is composed of the sacrum and two symmetric sets of three bones, called the ilium, pubis, and ischium. The shoulder joint, unlike the hip, is optimized for flexibility rather than strength. The socket on the scapula is more open, and the scapula itself can move relative to the rib cage, controlled in part by the clavicle. This is an inexpensive model, and, as you can see, it is missing many of the finer details that real bones would have. The last of the skeletal bones we need to examine are the vertebrae, ribs, and skull. Vertebrae are complex bones that routinely carry high compressive loads, up to 5 times body weight. To accommodate these loads, they have special joints that include flexible discs. Muscles and ligaments attach to projections on the vertebrae and control their movements. The openings, or foramen, in these bones provide special protection for the spinal cord, and in the neck region, for vessels that supply blood to the brain. Ribs attach to some of the vertebrae and provide support and protection for vital internal organs such as the heart and lungs. Lastly, we have the skull, the apex of the human skeleton. It provides a rigid bony shell around that most vital and delicate of organs, the brain. In case you are interested, here are the trio of bones, the malleus, incus, and stapes, that form part of the inner ear. They are the smallest of the 206 bones in the human body. Did you know that a trained forensic scientist can tell a lot about a person from a single bone? Depending on the bone, they might be able to tell a person's age, height, sex, race, details of any skeletal injuries, and even something about the kind of work they did and their cause of death. For example, by comparing these two femurs, it is easy to tell which person was taller. The strong detailing where the muscles would have attached to this femur indicates that it is from a male and that he was physically active. These vertebrae also have a story to tell. The malformations on them may have been triggered by overloading of the spine. Many hundreds of students have learned from these bones, and we are grateful to the person who donated this body to medical science so that others could benefit. Oh, and one more thing. Regarding the processes that give bones their distinctive shapes, how do you think they originally came into being? Did they arise spontaneously? Are they the work of a clever designer? What do you think? We hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Cred că mă vede toată lumea. Nu. Imediat. Așa. Ok, deci imaginați-vă că mergeți la cumpărături, da? Și toată lumea a cumpărat, nu, o sacoșă de cumpărături, la un moment dat asta s-a îngreunat sau a luat un bidon de apă. Hai să iau și eu. Spre exemplu, în recipientul ăsta am, ia să văd dacă mă vedeți mai bine acum, poate. Da? Deci îl țin în mână.
Ce efort apare în mâna mea? Puteți să-mi scrieți acolo în chat? Ia să văd. Așa, bravo, da? V-ați prins. Exact. Dacă în mână o să apară întinderea, prin umăr și prin tot sistemul structural al coloanei, în partea de jos, în membrele inferioare, în picioare, ce tip de efort o să apară de data asta? Compresiune. Se cheamă compresiune. Deci la membrele inferioare vom avea compresiune care este inversul întinderii, da? Deci compresiune. Așa. Ei bine, despre aceste aspecte o să învățăm pe viitor. Și acum, revenind la partea de imagine pe care ați văzut mai devreme, și o să fac din nou share screen. Acesta, cred că e ok. Da. Share. E cunoscut faptul că uneori se mai întâmplă și accidente. Și aici este o imagine cu accidentul din 11 septembrie din Statele Unite, da? Când, mă rog, unii oameni au dorit să facă rău altora și au atacat aceste clădiri. Bun. Și în situațiile acestea, inginerii proiectanți, evident că nu își pun în minte sau nu au un scenariu de genul acesta în care o clădire de tip zgârie nori, să-ți imaginezi vreodată că o să vină un avion în mod special și să se producă o astfel de catastrofă. Ok? Dar, având experiența aceasta și altele, încercăm să gândim conceptual viitoarele structuri astfel încât să facă față tuturor tipurilor de acțiuni. Astfel încât ele, chiar dacă vor suferi câteva degradări, să nu se prăbușească complet. Deci asta este foarte important. Pentru că dacă la o mașină sau la un pahar sau o furculiță, mă rog, se mai poate greși ceva și se deformează, nu este în pericol atât de multă lume precum este când se află într-o clădire. Da? Deci o clădire cu foarte mulți ocupanți, o instituție, o școală, o grădiniță, un spital, toate acestea adăpostesc foarte mulți oameni. Și atunci ele trebuie tratate foarte serios, deci trebuie să le facem foarte bine. Și ca să ajungem să proiectăm, să realizăm astfel de construcții, evident că studenții, da, studiază în cei 4 ani de zile toate principiile, conceptele, regulile care există, cum să proiectezi la seism, la acțiunea zăpezii, la acțiunea vântului. Vedem greșelile care au fost făcute de-a lungul timpului, cum s-au prăbușit unele structuri, astfel încât voi pe viitor, în viitorul vostru profesional, să nu aveți astfel de incidente niciodată. Ok? Deci trebuie foarte multă atenție din acest punct de vedere. Responsabilitatea unui inginer constructor este foarte mare. Cum a început totul? Hai să vedem acest mic video imediat. Today, more than half of all people in the world live in an urban area. By mid-century, this will increase to 70%. But as recently as 100 years ago, only 2 out of 10 people lived in a city, and before that, it was even less. How have we reached such a high degree of urbanization, and what does it mean for our future? In the earliest days of human history, humans were hunter-gatherers, often moving from place to place in search of food. But about 10,000 years ago, our ancestors began to learn the secrets of selective breeding and early agricultural techniques.
For the first time, people could raise food rather than search for it, and this led to the development of semi-permanent villages for the first time in history. Why only semi-permanent, you might ask? Well, at first the villages still had to relocate every few years as the soil became depleted. It was only with the advent of techniques like irrigation and soil tilling about 5,000 years ago that people could rely on a steady and long-term supply of food, making permanent settlements possible. And with the food surpluses that these techniques produced, it was no longer necessary for everyone to farm. This allowed the development of other specialized trades and, by extension, cities. With cities now producing surplus food as well as tools, crafts, and other goods, there was now the possibility of commerce and interaction over longer distances. And as trade flourished, so did technologies that facilitated it, like carts, ships, roads, and ports. Of course, these things required even more labor to build and maintain, so more people were drawn from the countryside to the cities as more jobs and opportunities became available. If you think modern cities are overcrowded, you may be surprised to learn that some cities in 2000 BC had population densities nearly twice as high as that of Shanghai or Calcutta. One reason for this was that transportation was not widely available, so everything had to be within walking distance, including the few sources of clean water that existed then. And the land area of the city was further restricted by the need for walls to defend against attacks. The Roman Empire was able to develop infrastructure to overcome these limitations. But other than that, modern cities as we know them didn't really get their start until the Industrial Revolution, when new technology deployed on a mass scale allowed cities to expand and integrate further, establishing police, fire, and sanitation departments, as well as road networks and later electricity distribution. So what is the future of cities? Global population is currently more than 7 billion and is predicted to top out around 10 billion. Most of this growth will occur in the urban areas of the world's poorest countries. So, how will cities need to change to accommodate this growth? First, the world will need to seek ways to provide adequate food, sanitation, and education for all people. Second, growth will need to happen in a way that does not damage the land that provides us with the goods and services that support the human population. Food production might move to vertical farms and skyscrapers, rooftop gardens, or vacant lots in city centers, while power will increasingly come from multiple sources of renewable energy. Instead of single-family homes, more residences will be built vertically. We may see buildings that contain everything that people need for their daily life, as well as smaller, self-sufficient cities focused on local and sustainable production. The future of cities is diverse, malleable, and creative, no longer built around a single industry, but reflecting an increasingly connected and global world. După cum ați observat, oamenii la început, și v-am spus și ora trecută, nu își puneau problema adăposturilor în prima parte, să zicem, a existenței. Se adăpostau pe unde reușeau, prin peșteri, apoi își construiau adăposturi din crengi, nuiele, au început să folosească oasele de animale, pentru că aveau o structură de rezistență, dar aveau capacitatea aceasta de a avea și rezistență. Și mai târziu, când au început să dețină tainele agriculturii, creșterii animalelor, deci să-și aprovizioneze hrana într-un alt mod, au început să apară locuințele, așezările semipermanente sau pentru o durată mai mare de timp. Evident că pe lângă casele pe care le construiau ca să locuiască în acestea, și avem acolo exemplul acela din Turcia de azi, erau case înșiruite, au început să construiască și monumente sau temple, clădiri cu dimensiuni mai mari, care aveau evident o altă funcțiune pentru acea comunitate. Deci adunarea oamenilor în aceste comunități a dus la nevoile de a construi din ce în ce mai mare, cu anumite forme regulate. Aveau, spre exemplu, la aceste locuințe realizate din chirpici cu
circa 10.000 de ani în urmă, au început să facă chiar și compartimentări ale spațiului adăpostului, adică să aibă bucătărie, dormitor, cameră de zi, la modul ăsta. Observați acolo în acea secțiune, în această imagine. De asemenea, în alte zone de pe glob, în funcție de materialele pe care le aveau la îndemână, în funcție de vremea la care s-au construit, au apărut, vedeți, locuințe pe piloni subțiri la înălțime sau cu forme regulate, deci cu pereți verticali și cu grinzi din lemn, creând astfel o locuință cu un volum paralel pipedic. De asemenea, au început să construiască temple mai mari, cum sunt acestea din imagine, temple zigurat în Mesopotamia, din cărămizi, din chirpici, unele erau realizate, sau alte exemple din piatră. Piatra fiind un material rezistent în timp, dar care nu are o rezistență foarte bună la întindere și deja știți acum un pic despre efort și despre grindă. Da, știți, grinda, de exemplu, fiind încovoiată, cele care erau realizate din pietre nu aveau așa o bună rezistență. De aceea, ca să nu fie foarte solicitate, stâlpii erau așezați foarte apropiați și o să întâlnim la toate templele din antichitate, situația aceasta, conformarea în care stâlpii sunt foarte apropiați unii de alții. Aici aveți Stonehenge din Anglia, un alt exemplu. În alte zone, cum vă spuneam, în Egipt, în Mesopotamia, zona ecuatorială, ce materiale de construcție se găseau acolo? Stuf, pământ în primul rând, da? Și dacă se găsea și o apă în împrejurime, atunci se puteau crea materiale gen chirpici. Astfel s-au făcut și piramidele. Piramidele, dar care nu au fost așa întâmplător, să spunem, toate ca cele din Egipt, cele mai mari piramide pe care le cunoaștem și le găsim și în zilele noastre, au existat până la acestea și piramide care au avut greșeli de proiectare chiar. Spre exemplu, în această imagine, piramida inițial a avut o înclinare la bază de 54 de grade a fețelor, a cele patru fețe, și pe la jumătate undeva și-au dat seama că dacă vor continua pe această înclinare, se va prăbuși măcar parțial piramida și deci nu trebuie să continue. Și observați, acolo au schimbat unghiul. Asta este, de fapt, explicația. Și-au dat seama de greșeală și au reparat-o, pentru că au fost chiar situații, și o să vedem în cursurile viitoare, când piramidele s-au prăbușit. Ziceam de aceste trei piramide din Egipt, care încă există și astăzi. Ele inițial arătau altfel și o să discutăm într-un curs special despre acestea. Ceea ce vedem noi acum, de fapt, e rezultatul eroziunii în timp. S-a furat chiar piatra de tip calcar de pe aceste piramide și au rămas, după 4500 de ani, așa cum le știm azi. Dar comparativ cu construcțiile moderne, observați că sunt destul de înalte, da? Și evoluția a fost una destul de interesantă. Cum au fost ele realizate? S-au găsit soluții la acel moment să transporte blocurile de piatră pe distanțe lungi pe apă, pentru că prin efectul flotabilității se putea transporta mai ușor piatra pe apă. Aceasta fiind adusă de la distanțe destul de lungi față de locul unde au fost construite. Și apoi, desigur, alte mecanisme de a le așeza pe poziție. Trebuie să facem o precizare și ați văzut probabil și data trecută, în ora trecută la acel video.
Forța de muncă nu era o problemă în antichitate. Deci acolo se foloseau sclavi și se muncea fără nicio problemă. În zilele noastre, manopera este foarte costisitoare. Și atunci sistemele, materialele, structurile, ca să ajungi la aceleași performanțe de înălțime, de deschidere pe orizontală, trebuie să folosești mult mai corect și mai corespunzător, eficient toate aceste materiale, capacitatea lor, rezistența. Da? De aceea, ingineria este un pas foarte mare pentru omenire. Alte exemple de adăposturi, adăposturi săpate în masivele calcaroase, tot în zona Egiptului sau chiar și în China, în Scandinavia, găsim un alt model de casă ridicată pe piloni. Și vă spuneam de temple. Când au început să apară templele cu o anumită conformare geometrică, cu coloane, vedeți, cu sculpturi, cu acele forme ieșite în relief, grinzile, da, o să vedem că erau cele care dictau, de fapt, distanța dintre acești stâlpi. La templele grecești, deja se spune că aceștia au dezvoltat atât de bine raportul dintre elemente și, mă rog, aspectele geometrice care dădeau estetica aceasta foarte importantă. Este dezvoltat în timpul grecilor și avem multe de învățat și de la aceste temple. Apoi o să întâlnim diverse detalii, o să discutăm despre clădirea aceasta într-un curs dedicat. Este vorba despre Panteon, Panteonul din Roma. În Grecia este Partenonul. Clădirea aceasta are o inovație specială, materialele folosite la acea cupolă, modul de conformare. Deci toate acestea o să le discutăm într-un curs viitor dedicat. La fel și despre Coloseum, o să discutăm ce reprezintă și cum a ajutat evoluția construcțiilor. Despre Biserica Sfânta Sofia din Istanbul, de asemenea o să prezentăm acolo detaliile constructive. Și, desigur, despre catedralele gotice, stiluri arhitecturale diverse, despre turnul din Pisa. Toate acestea au reprezentat etape de evoluție în sistemele constructive pe care noi în zilele noastre le folosim. Evident că există și în România câteva monumente despre care o să vorbim. Omenirea pe ansamblu a avut aceste etape de evoluție și, evident, cunoașterea tehnicilor de construcție a circulat astfel încât și voi trebuie să cunoașteți toate aceste detalii. Ok, se apropie de final cursul. În câteva minute cât am mai rămas, aș vrea să vedeți câteva imagini de la o excursie pe care am organizat-o anul trecut cu anul întâi de anul trecut, cu cei cu care am făcut construcții mod de gândire, unde le-am propus să mergem să vizităm direct ceea ce vă prezint vouă la curs și le-am prezentat și lor. Adică să vedem Panteonul din Roma, să vedem Coloseumul. Am ajuns în Roma și cu bunăvoința unui student de-al nostru de la Facultatea de Construcții am fost așteptați cu două microbuze și urmează să ajungem la un depozit de materiale de construcții pentru a vedea ce produse au aici în Italia. Urcăm în Coloseum și sunt niște drepte foarte înalte ca spectatorii care intrau aici să aibă ceva dificultăți.
Panteon. Este cu adevărat impresionantă structura aceasta realizată de Apolodor din Damasc. Țineți-vă cu frânghia. Are două... Cât are? Cât? 30 de centimetri. Și am ajuns în vârful cupolei. Wow! Este minunat. Hai să vedem unde ți-ai noștri. De Cașca, Iași. Iași. Hei, cum vi s-a părut? Suntem fix în vârf. Wow. În vârful cupolei bisericii San Pietro. Giving up.
gara Roma Termini și a luat trenul de mare viteză prin Cea Rosa către Firenze Santa Maria Novella. Iar acum așteptăm la peronul 8 să ne urcăm în tren. De Cea Rosa, care merge cu o viteză de 300 de km. Și acum urcăm treptele de la domul din Florența. Vedem construcția proiectată și urmărită de Filippo Brunelleschi. Suntem abia nici la baza domului, suntem. Este minunat. Super. Tocmai acolo se trebuie să ajungem. Ne aproape la jumătate. Gașca din Iași. Spre vârful coborii. Deja acum urcușa este foarte abrupt. Aceste trepte. Am ajuns și în vârf. Suntem deasupra domului din Florența. Wow! Extraordinar. Cum e, băieți? A meritat urcarea? A meritat urcarea? Sigur. Ia uite ce curajoși aici. Cum e, băieți? Vă place? Bravo! Ei, și am ajuns și la Pisa și vedem turnul din Pisa. Foarte frumos! Ba da, vreau, dar să-i găsim pe ceilalți. Aici e o parte din grupul numeros care a fost mai eroic. Mai avem încă 3 metri. Foarte frumos aici. Eram destul de aproape la Florența, sper că am venit să vedem și Pisa. Extraordinară în aceste zile. Astăzi este ultima zi. Mergem spre Milano, unde vom vedea de asemenea câteva obiective foarte cunoscute și mai vechi, dar și mai noi.
spre Milano. Cum e? Vă place trenul? Da, da. Bravo. Nu e de la servicii. Salutare. Ține tu, Sebastian. Ceva. A fost o vacanță foarte frumoasă și apreciez dăruința dumneavoastră. Ne-ați oferit șansa de a avea această vacanță. Felicitări. Mâncați în vacanță. Ia la mea. Ei, bună. Cum e? Avem cam 250 de km la ora. Cum se pare cu trenul? Frumoasă călătorie? Rapid și eficient. Și ce ați învățat din excursia asta? Ce-am lăsat? Nimic? Plăcut, relaxat. Ok. Ce le transmiteți celorlalți colegi? Da. Care? Pe care? Pe mai tare. Ok. Hei, bună, Maria! Maria! Ce faci? Ai dormit? Uite, facem o oprire acum și avem o oră până la Milano. Cum vi s-a părut până aici drumul? Rapid? N-ai vrea să limite soarte? Ba da! Ok. S-a adunat oboseală, pe atâta zile. Ok. Uite și Vlad. Andrei. Ce muzică asculti? Ce muzică asculti? Rock. Ok. Cum mi se pare că trebuie? Suntem la Milano Centrale, o gară extraordinară, deschideri foarte mari, arce, articulate și pe direcția transversală. Acesta este trenul cu care am ajuns. Super! Ei, și am ajuns și la Catedrala din Milano. Bun, hai să facem o poză de grup să știm cum facem și după aia mai căscăm ochii. E toată lumea? Nu. Da, da, da. Cam asta e. O să mă opresc aici, eventual data viitoare o să vă mai arăt din acea excursie cum a fost. Vă mulțumesc pentru participare și ne vedem săptămâna viitoare, ne vedem pe la laboratoare și spor weekend plăcut, poftă bună astăzi, toate cele bune!